Jess, ești pe aici? Jess? Nu e pe blat? Aha! De ce îi place atât de mult să stea acolo sus? Frate, ce poftă mi-era de un pahar cu lapte rece! Oh, e proaspăt! A zis cineva lapte? Regula numărul 1 a locuitului cu pisica Jess? Nu lăsa niciodată un pahar de lapte nepăzit! Crezi că observă cineva dacă îl împing așa? Poate încă puțin! Ce faci? Ce? Nimic! Nu dărâma paharul ăla, înțeles? Nu o face, Jess! Dar dacă îl mai împing nițel? Destul, Jess! Și a făcut-o! Gata, mă mut! La ora asta păcătoasă, nimeni nu ar trebui să mai fie treaz. Asta dacă nu ești Jess! Și ce altă oră mai bună de a te juca cu draperiile, nu-i așa? Nu sunteți voi șefele mele și nici nu veți fi vreodată! Da, sunt regina casei! Mamă, aproape rămăsesem blocat acolo! Ce se întâmplă? E ok, Sofia, culcă-te la loc! Bună! Fugi de aici! Dă-te jos, Jess! Cine are așa energie la 3 dimineața? Salutare, cofeină! Nimic nu-i mai grozav ca prima masa zilei, nu? Frate, ce foame mie în dimineața asta! Oh, așa da! Opa! Se pare că și Jess e gata pentru micul dejun! Mai e cineva acolo? Nu! Vrei ceva, Jess? Pisicile nu știu când se află prea aproape de ceva, mai ales dacă e și mâncare pe acolo! Ai grijă, Amy, nu prea mai ai loc pe canapea! Pleacă de aici! Salutare! Miau! Hai, holbează-te, nu cedezi! Sunt doar o pisicuță flămândă! Vai! Poftim, vrei o gură? Leah, dacă mă gândesc mai bine, miroase dubios! Nimic nu se compară cu un duș fierbinte ca să alungi ziua stresantă! Gata, îmi pun masca de față! Aoleu, Jess! Ai stat aici cât mi-am făcut duș? Pare un loc bun de lenevit! Hei, Sofia! Hai, trezirea! Hei! Îmi aduci o altă cutie și să fie nouă? Ok, pa, pa! Și chiar dacă mi-era frig, am zis că nu-mi trebuie geacă, dar el tot m-a lăsat să-i port hanoracul. A fost așa drăguț! Jess? Se pare că cineva și-a uitat telefonul. Mă întreb cât de rapid o să observe că nu mai e. M-am întors! Ce ciudat! Puteam să jur că mi-am lăsat telefonul aici? Ha! Am păcălit-o! Frate, ce tare sunt! Mamă! Cum de știe că mă ascund aici? Poate nu m-a văzut... Aoleu! Ok, clar m-a văzut! Frate, ce mă fac? Hai măi, a fost doar o farsă! De ce trebuie să fie atât de dubioasă? Jess se poartă ca un om normal! Hei, ghici ce mi-am luat? Dar uneori pisica din ea își scoate la iveală căpșorul păros! Nu e cea mai drăguță rochie? E ok să zicem! Stai să o probezi, o să te răzgândești! Dacă ai fi o pisică acum, ce ai face? Jess! Dacă ai avut vreodată o pisică, știi că adoră pungile goale! Ce? Cine e acolo? Hei, Vicky, ești acolo? Alo! Ce ciudat, puteam să jur că e acolo? Vicky! Deschide ușa! Haide! Tu erai! Intră! Nu! Serios, intră! Nu vreau, îmi place aici! Bine! Hei, Vicky! M-am răzgândit! Vreau să intru acum! Vicky! Jess, ce-mi faci la computer? Vă întrebați vreodată de ce pisicile își freacă capul de orice? Wow, Jess, poate trebuie să iei ceva pentru capul ăla care te tot mănâncă? Ok, unde eram? Frate, fac pipi rău! Hai, deschide! Pe bune, fac pe mine!
Bună, Vicky! Stăteam și eu aici. Dar cred că pot să stau și afară. Ai de gând să te miști mai rapid? Ce naiba! Uite ce dezastru! Cum a putut o pisică, persoană, să facă așa ceva? Jess! Ah, cu mine vorbește? O să mă ascund aici până marți. Da, mi-a sosit coletul! E ceva mai tare ca deschisul unei cutii mari care sosește la tine? E și mai drăguț ca pe internet! Stai, Jess! Unde te duci? Jess? E și ăsta un mod de a plia cutia înainte de reciclare. Seara de film a început. Jess, vino aici! Chiar era necesar? Hei, vezi unde-ți pui mâinile alea? Te întrebai vreodată de ce pisicile insistă să se cațere pe tine fără motiv? Gata! Ok, data viitoare mergi și tu la locul tău ca un om normal! Nimic nu se compară cu un somnic de pisică. Ce? Ce e zgomotul ăla cumplit? E inamicul meu de moarte! Aspiratorul! Ok, unde să fug? O, Doamne, vine spre mine! Curățenia nu e rea când o ai pe Taylor Swift pe repeat. Oh, nu! O să rămână șifonier pentru totdeauna? Fetelor, am venit! Ia să vedem, am mesaje? Am zis că ne vedem la 4:30, nu la 3. Hei, unde e Jess? Oh, am lăsat ușa de la intrare deschisă. Și s-a adus. Nu-ți face griji, mereu se întoarce. Și acum e timpul să urmărești aceste scene amuzante din culise. Cunoști câțiva oameni care se poartă ca pisicile sau pur și simplu le adoră? Trimite-le acest videoclip! Și, ca de obicei, nu uita să te abonezi la canalul nostru 1, 2, 3, Go Challenge pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta!